Pacea Domnului tuturor, vă spun o dimineață plăcută. Mă bucur că în dimineața aceasta Dumnezeu ne-a dăruit viață și s-a îngrijit de noi ca să ne putem trezi cu bine la zorii zilei. Mă bucur că în această dimineață putem să fim din nou împreună prin harul lui Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce face pentru noi și mă bucur că în această dimineață suntem aici la străjerul de unde Cuvântul lui Dumnezeu pleacă către inimile noastre și către casele dumneavoastră. Nu știu cum sunteți, dragii mei, dar cred că sunteți bine și mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dumnezeu face ca de fiecare dată să ne aducă din nou la zorii zilei, să răsară din nou lumina zilei peste noi, să răsară soarele peste noi, ca să putem să stăm în picioare înaintea lui Dumnezeu în aceste timpuri. Dintotdeauna am considerat că datorită a ceea ce facem noi, suntem bine, datorită ceea ce suntem, ce facem noi, trăim, datorită stăruințelor și eforturilor noastre, se datorează toate aceste lucruri. Dar pe parcursul timpului am observat că ceea ce facem noi nu are nicio valoare. Ceea ce ne străduim noi să aducem înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, pur și simplu este fără valoare, nu are niciun rost. Problema este că am observat cu trecerea anilor că tot ceea ce se întâmplă și ceea ce este în viața noastră se datorează doar lui Dumnezeu. El e singurul care poate să facă orice lucru. El este singurul care este la cârma tuturor lucrurilor din viața noastră. Când studiam Cuvântul lui Dumnezeu, am observat un singur lucru pe care Sfânta Scriptură spune. Și spune așa: nici o vrăbiuță după gard, ea nu cade fără ca tatăl să se îngrijească și să știe socoteală de ea. Nici un fir de păr din capul nostru nu cade ca Dumnezeu să nu țină cont de el. Nu se întâmplă ca un fir să cadă jos ca Dumnezeu să nu-i țină socoteală. Deci dacă Dumnezeu ține cont de o vrăbiuță după gard, dacă Dumnezeu ține cont de un fir de păr din capul nostru, dacă cade jos și Dumnezeu îi numără și ține socoteală de ei, oare la celelalte lucruri nu este Dumnezeu la cârma vieții noastre? Ce putem noi să facem? Ce putem noi adăuga la viața noastră? Ce putem noi adăuga la înălțimea noastră? Ce putem noi aduce înaintea lui Dumnezeu? Noi nu putem să aducem nimic. Noi suntem slabi, noi suntem săraci, noi suntem așa cum suntem, dragii mei, încât nu avem niciun merit înaintea lui Dumnezeu și nu avem nimic cu care să merităm ca să putem să trăim pe pământul acesta sau să avem viața aceasta. Și viața aceasta și tot ce avem noi în timpurile acestea se datorează iubirii lui Dumnezeu. Fiindcă El este Cel care inițiază orice lucru pe pământul acesta. Dumnezeu e sursa vieții, Dumnezeu e dătătorul vieții și al sănătății. Dacă Dumnezeu vrea astăzi să-și retragă viața de la mine, eu voi putea să rămân în orice moment fără viață. Noi suntem ca un bec care continuă ne alimentăm de la sursa de curent. În momentul când ai apăsat întrerupătorul, viața s-a dus. Becul nu mai există în realitate decât un cadavru mort, fără suflare, fără nimica. Așa suntem și noi. Și de aceea noi trebuie să fim dependenți de Dumnezeu, noi trebuie să fim legați de Dumnezeu, noi să fim aproape de Dumnezeu, ca să ne menținem viața aceasta, curentul acesta, dăruirea aceasta pe care ne-o face Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Înainte de a intra în mesajul nostru din această dimineață, aș vrea să ne rugăm. Aș vrea să ne rugăm. Poate unii dintre noi am avut timp să ne rugăm, poate unii nu. Și de aceea să ne unim în rugăciune pentru lista noastră de rugăciune, pentru mesajul lui Dumnezeu, pentru noi ca oameni să înțelegem. Eu mă voi pleca pe genunchi dumneavoastră să mă însoțiți în rugăciune, dragii mei. Părinte bun care ești în ceruri, venim în dimineața aceasta la zorii zilei să-ți mulțumim că te-ai îndurat de noi și ne-ai dăruit viață, sănătate. Ne-ai dat pace și liniște, ne-ai dat odihnă și ai făcut ca să ne ridicăm din patul nostru ca să putem să stăm înaintea ta. Îți mulțumim pentru sabatul tău, îți mulțumim pentru binecuvântarea aceasta minunată pe care ne-ai lăsat-o să te cunoaștem, să intrăm în odihna ta, dar ajută, Tată, să avem cu adevărat pace și odihnă în inimile noastre și să ne odihnim cu adevărat de toate lucrurile în ziua aceasta în care trebuie să-ți dăm slavă, cinste și închinare.
Te rugăm să fii cu noi în această oră, să cobor cu Duhul Tău cel Sfânt, ca să faci ca mesajul Tău să ia loc în inima noastră, să aducă rod bogat, pentru a ne întoarce la Tine, de a Te cunoaște și a propovădui Evanghelia și celor ce nu cunosc. Te rog să ne iei stăpânire și pe cel ce prezintă și pe cei ce ascultă prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Te rugăm pentru lista de rugăciune, pentru sufletele care sunt trecute acolo, cu problemele și nevoile lor, de sănătate, de credință și multe alte lucruri pe care le au, să te atingi de ei, să simtă prezența ta și dragostea ta. Te rugăm ca fiecare suflet să fie călăuzit și dirijat în așa fel încât să poată cunoaște, să poată accepta adevărul, ca să poată să fie mântuit și să intre în împărăția ta. În numele Fiului Tău și prin puterea Duhului Sfânt am adus toate acestea și îți mulțumim. Amin. În dimineața aceasta vreau să aduc înaintea dumneavoastră un subiect pe care l-am de mult pregătit. Eu de multe ori mă pregătesc și îmi fac subiecte pe care să le aduc înaintea dumneavoastră, dar după ce simt îndemnul să fac subiectul acela, să-l pregătesc, dar când mă hotărăsc de multe ori să-l pregătesc, simt îndemnul ca să nu-l prezint atunci și să-l las acolo. Și acest subiect are ceva timp de când este pregătit, ele sunt puse toate în ordine și pregătite, căci de fiecare dată când am timp liber, eu le pregătesc că nu pot ca să stau pe moment să fac lucrurile acestea. Ele trebuie pregătite, trebuie aranjate. Mă rog înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciune să le pot pregăti ca să le aduc înaintea noastră. Și acest subiect am simțit îndemnul în dimineața aceasta ca să-l aduc, ca să putem să-l medităm, să putem să-l dezbatem, să-l studiem, ca să vedem ce vrea Dumnezeu de la noi, care este mesajul lui, ce mai dorește El Dumnezeu la noi și ce mai trebuie rezolvat între noi și El. În această dimineață, mesajul pe care îl aduc înaintea noastră este refacerea închinării. Cum să refacem noi închinarea? Cum adică noi nu suntem închinători înaintea lui Dumnezeu? Noi nu suntem copiii lui Dumnezeu, nu mergem noi la închinare, nu ne rugăm, nu studiem, nu facem anumite lucruri. Ce se întâmplă? Cum este problema aceasta a refacerii închinării pe care Dumnezeu ne-o cere? Aș vrea înainte de toate să citesc câteva lucruri din Sfânta Scriptură care Dumnezeu le aduce înaintea noastră ca să înțelegem mai bine cum trebuie să refacem închinarea. Care este problema închinării pe care noi de multe ori o aducem și nu este corespunzătoare după voia lui Dumnezeu? Închinare, dragii mei, nu înseamnă a-ți face semnul crucii. Închinare nu înseamnă doar a cânta, e o parte a închinării, nu este doar a studia, și aceasta este o parte a închinării pe care noi fără aceste lucruri nu putem să facem nimica și Dumnezeu ne cheamă ca să mergem mai profund în toate aceste lucruri, ca închinarea noastră adusă înaintea lui Dumnezeu să fie completă și primită și să fie ca un dar plăcut și de un miros plăcut înaintea lui Dumnezeu. Ea trebuie să meargă în profunzime. Și auziți ce spune Cuvântul Dumnezeu? Ca să putem să avem o închinare refăcută după voia lui Dumnezeu, care noi de multe ori nu ținem cont de lucrul acesta și privim închinarea din altă perspectivă, de multe ori ne rugăm repede și am fugit că avem treabă, ne-am închinat. Studiem două, trei cuvinte, plecăm în grabă și ne-am închinat înaintea lui Dumnezeu. Dar în Samuel spune Cuvântul lui Dumnezeu așa, 15:23, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și la terafim, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el. Deci vedeți, Dumnezeu în închinare, în refacerea aceasta închinării pe care ne cheamă să o refacem, spune că neascultarea este un factor foarte periculos sau un factor de bază ascultarea în închinare și în refacerea închinării noastre cu Dumnezeu. Noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu, nu numai să citim în fugă. Noi când citim, trebuie să medităm și să auzim vocea lui Dumnezeu. Noi când ne rugăm, trebuie să ne rugăm nu pe fugă și să ne rugăm ca și când am prezentat cerințele noastre, mulțumirile noastre, condoleanțele noastre, fiind chiar înaintea lui Dumnezeu, în audiență înaintea lui Dumnezeu. Și spune că neascultarea este
nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol, la terafim, noi putem fi idolatri, noi putem fi încălcători ai cuvântului Lui Dumnezeu, noi putem fi în tot felul de forme și Dumnezeu spune, timpul să le faceți închinarea. Mai departe, cuvântul Dumnezeu în 1 Corinteni 10 cu 14 la 15 spune așa, de aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Ce spune mai devreme cuvântul Dumnezeu? Închinarea la idol sau la terafim este neascultarea de Dumnezeu. În timpurile acestea, noi nu mai avem terafimii și idolii care erau înainte de piatră, care erau de aur, care erau de lemn, care erau aduși înaintea noastră să ne închinăm înaintea lor, să aducem jertfe. Noi astăzi nu mai avem aceste lucruri care erau atât de vizibile încât să le punem înaintea noastră și să le facem. Dar acum apare problema neascultării, nesupunerii și neîmplinirea ceea ce cere Dumnezeu, care este băgată în închinarea la idoli. Și apostolul vine și spune, de aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Și spune că eu vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun eu, dacă lucrul acesta este bun sau nu este bun. Apostolul Pavel ne îndeamnă ca noi să judecăm, ca niște oameni cu judecată, cu libertate morală, cu alegere pe care trebuie să o facem, noi să judecăm singuri, că dacă el spune este rău sau dacă este bine, trebuie să luăm aminte la lucrurile acestea. În Galateni 5, 19 cu 26 spune așa, pentru a reface închinarea față de Dumnezeu, trebuie să ne ferim de câteva lucruri, dar trebuie să și aducem alte lucruri pe care să le aplicăm în viața noastră. În prima dată, care Dumnezeu ne avertizează, este că trebuie să părăsim pentru a le locui cu altceva. Și spune așa, și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea, prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările și certurile de partide. Deci noi, ca să putem să facem, să refacem închinarea aceasta cu Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu, trebuie să dăm la o parte toate faptele firii pământești care sunt cunoscute și mulți dintre noi le practicăm și le trăim. Poate unul nu curvește, dar prea curvește față de Dumnezeu. Poate unii dintre noi nu facem necurăția, dar facem desfrânarea sau facem invers. Și de aceea Dumnezeu spune că trebuie eliminat, trebuie cercetat. Apostolul Pavel spune că suntem oameni cu judecată și să cercetăm noi dacă este bine ceea ce ne spune. Mai departe spune că mai sunt încă unele lucruri pe care trebuie îndepărtate pentru a le face închinarea cu Dumnezeu. Pismele, uciderile, bețiile și alte lucruri asemănătoare cu acestea vă spun mai dinainte. Cum am spus că cei ce fac astfel de lucruri, ei nu pot fi închinători ai lui Dumnezeu și ei nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Închinarea lui Dumnezeu și moștenitorii ai împărăției lui Dumnezeu și închinători după dorința lui Dumnezeu trebuie să părăsească toate aceste lucruri. Mai departe, Dumnezeu spune așa, ca să poți să fii închinător adevărat înaintea lui Dumnezeu și să le faci închinarea aceasta adevărată, spune cuvântul lui Dumnezeu, voi trebuie să faceți anumite lucruri care sunt roade ale Duhului Sfânt, roada Duhului Sfânt. Este dimpotrivă. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine și credincioșia, blândețea, înfrângerea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege și nu este o închinare corectă înaintea lui Dumnezeu. Cei ce sunt ai lui Hristos, Iisus, ei și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele ei, ei se închină în duh și în adevăr, ei nu mai fac aceste lucruri și trăiesc în totalitate după cerința lui Dumnezeu. Dacă trăim prin Duhul și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșertă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Nu este în caracterul unui închinător să umblăm după aceste lucruri, nici să ne întărâtăm unii pe alții, nici să ne pismuim unii pe alții, nici să ne pârâm unii pe alții, nici să ne furăm unii pe alții, nici să ne mințim unii pe alții, nici să ne încălcăm în picioare drepturile pe care și libertățile pe care ne le-a lăsat Dumnezeu și noi trebuie să fim închinători cu adevărat al lui Dumnezeu. Vedem că
După toate aceste lucruri, când putem să facem, Dumnezeu ne cheamă ca să facem anumite lucruri exact cum s-a hotărât cu Adam și Eva la poarta Edenului, când Dumnezeu i-a dat afară din grădina Edenului. Și spune că la poarta păzită de Ieruvinia Paradisului a fost descoperită slava Domnului și aici veneau pe fiecare dimineață cei doi închinători, Adam și Eva, și în fiecare seară și la momente de rugăciune și la momente de închinare, ca ei să vadă slava lui Dumnezeu, ca ei să facă reînchinarea și legătura cu Dumnezeu pe care au pierdut-o și ei să facă tot ceea ce trebuie pentru a face. Deci vedeți dumneavoastră, a te închina în Duh și în adevăr înseamnă ca închinarea ta, înseamnă ca atitudinea ta, înseamnă ca comportamentul tău, înseamnă ca spiritul tău, credința ta și viața ta să corespundă cu cele scrise și ceea ce spune Dumnezeu. La un moment dat, Irod întreabă pe Domnul Iisus Hristos și spune: ce este adevărul? Ce este adevărul? Și Domnul Iisus Hristos îi spune că eu sunt adevărul. Eu sunt adevărul. Deci ce înseamnă ca Domnul Iisus Hristos să fie adevărul? Ca noi să trăim corespunzător a ceea ce El a trăit și a predicat. El este adevărul care a descoperit caracterul și viața lui Dumnezeu și trăirea și comportamentul lui Dumnezeu și acțiunile lui Dumnezeu prin toată viața lui pe pământul acesta. Noi, ca să trăim în Duh și în adevăr, noi trebuie să trăim aceeași viață ca Domnul Iisus Hristos. Noi trebuie să începem încetul cu încetul să refacem închinarea noastră față de Dumnezeu, fiindcă prin lucrurile pe care Dumnezeu le-a prezentat mai înainte, noi am fărâmat, am dărâmat altarele, am dărâmat și am stricat închinarea noastră. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă astăzi ca noi să venim din nou la poarta paradisului. Noi să venim înaintea lui Dumnezeu pe fiecare dimineață și seară, să reconstruim altarele familiilor. Acolo să vedem slava lui Dumnezeu, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, să cântăm înaintea lui Dumnezeu, ca noi să putem să stăm înaintea lui Dumnezeu și să facem această legătură. Aici, prima dată, la poarta Edenului, unde erau îngerii, aceea cu o sabie învăpăiată, unde se vedea slava lui Dumnezeu, aici și-a adus Cain și Abel primele lor jertfe, iar Dumnezeu a coborât ca să comunice cu ei. Doar în locurile stabilite de Dumnezeu, doar în locurile în care Dumnezeu vrea ca noi să ne întâlnim cu El, doar acolo noi putem să ne refacem cu Dumnezeu. Doar acolo Dumnezeu dorește ca să ne întâlnim cu El. Un singur lucru care este cel mai important, pe care de multe ori îl călcăm în picioare din știință sau din știință. Unii dintre noi avem de multe ori refăcut în mare sau puțin mai mult închinarea față de Dumnezeu, dar lucrul cel mai important și altarul cel mai important unde se vede slava lui Dumnezeu și închinarea trebuie adusă lui Dumnezeu este, dragii mei, sabatul. Sabatul din porunca a patra, din poruncile și din legile lui Dumnezeu, morale, fiindcă cineva mă întreba cum se poate ca Dumnezeu să aibă legi morale sau legi ceremoniale. Păi, de exemplu, legile ceremoniale care au fost date atunci timpului aceluia când poporul Israel a fost scos din Egipt, când ei au ieșit din robia aceea, simbolizau spre Domnul Iisus Hristos, în care ei trebuia să aibă o închinare corectă, să-L aștepte așa cum se cuvine pe Dumnezeul Cerului și pe Mântuitorul și pe Salvatorul, ca ei să poată să primească mântuirea și salvarea. După aceea Dumnezeu a spus, oamenii aceștia nu vor putea ca să aibă o închinare prin legea aceasta ceremonială, dacă ei nu vor avea o stare morală corectă înaintea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a îngăduit ca să dea aceste legi morale, fiindcă de aceea spune legea aceasta, cele 10 porunci, ca noi să devenim moral. Când, de exemplu, cum să nu curvești, să nu prea curvești față de Dumnezeu? Că spune acolo să nu prea curvești, nu se referă doar la a avea contact fizic cu un om pe pământul acesta. Și, de exemplu, porunca spune destul de clar, prima dintre ele, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Când eu prezint că l-am pe Dumnezeu ca Dumnezeu, căci Dumnezeul din ceruri este Dumnezeul tuturor, este Dumnezeul meu, este Cel căruia trebuie să mă închin, că nu este alt Dumnezeu.
Și după aceea eu fac lucruri care nu trebuie și îl pun pe Dumnezeu pe locul 2 și am altă preocupare față de Dumnezeul adevărat, înseamnă că eu l-am schimbat pe Dumnezeu și am curvit. Am prea curvit. Lucrul acesta ține de moralitate și nu de baza ceremonială. După aceea spune să nu iau Dumnezeu față de mine, să nu-i numele meu în deșert, adică trebuie să ai respect față de Dumnezeu așa cum se cuvine și așa cum îl cere Dumnezeu. De aceea noi trebuie să avem această închinare permanentă și legătură cu Dumnezeu ca să nu ne ducă în altă parte, dragii mei. Și vedeți dumneavoastră, sabatul este punctul cel mai culminant, vârful de lance al celor 10 porunci, care nicio poruncă nu spune atât de mult cât spune porunca a patra despre Dumnezeu. Prima poruncă spune, eu sunt Domnul care te-am scos, să nu ai alt Dumnezeu de mine, să nu-i numele Dumnezeu în deșert. După aceea spune porunca să cinstești pe mama ta și pe tatăl tău, să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu mărturisești strâmb, să nu poftești, să nu dorești, să nu faci alte lucruri. Dar porunca a patra descoperă în totalitate respectul care trebuie să-l avem față de Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Ce a făcut El? Cum s-a comportat El? Cum ne-a dus la existență pe noi și pământul acesta? Deci porunca aceasta este un altar special și deosebit față de Dumnezeu. Cum spuneam și în alte dăți, nu sabatul are ziua aceasta de sâmbătă, are ceva în ea. Nu! Și sabatul este o punte și o legătură între noi și Dumnezeu. Este descoperit cine e Dumnezeu cu adevărat, ce a făcut El pentru noi și ceea ce face Dumnezeu. Este o aducere aminte continuă pentru ce a făcut Dumnezeu pentru noi și fiindcă El este la cârma lucrurilor și El este cel adevărat care coordonează toate lucrurile. După aceea avem pe Enoch, care a relatat cu credincioșie oamenilor tot ce îi fusese descoperit prin spiritul profeției. Unii au crezut cuvintele sale și spune că ei s-au întors de la nelegiurile lor, temându-se de Domnul și aducându-i închinare lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne cheamă astăzi și pe noi, ca noi să credem ceea ce Dumnezeu a relatat tuturor oamenilor prin spiritul profeției. Și de aceea lucrurile acestea, dându-i crezare lui Dumnezeu și refăcând închinarea aceasta, noi putem să-i aducem o închinare lui Dumnezeu temându-ne de El și depărtându-le de la nelegiuire. La început se adunau pentru închinare și prezentau adevărul celor care veneau să-L audă, adevărul acesta descoperindu-L pe Dumnezeu în case particulare, în bucătării spațioase, în magazii și săli de clasă. Dar lucrurile acestea n-a durat mult până au fost în stare să construiască case umile de rugăciune în care oamenii puteau să se întâlnească. Ca și casele acestea de rugăciune, este un mod de a reface sistemul de închinare înaintea lui Dumnezeu și avea o închinare corectă. Și oamenii au făcut ca să propovăduiască în felul acesta adevărul Dumnezeu pentru a aduce pe oameni la o închinare apropiată de Dumnezeu așa cum cere El. Dumnezeu nu forțează voința creaturilor sale, Dumnezeu nu face lucrul acesta. El nu poate primi închinare care nu este adusă de bună voie și în mod inteligent din partea noastră. El nu ne forțează, El dorește ca noi din dragoste să facem lucrul acesta. El dorește ca să apreciem lucrul acesta și o favoare din partea lui Dumnezeu, că noi avem acces, că noi avem deschis o ușă și o cale în care să putem să venim înaintea lui Dumnezeu, în care să construim altarele acestea pentru a ne închina. Dumnezeu nu dorește o supunere forțată, care ea va fi o piedică în calea unei adevărate dezvoltări a minții și a caracterului, ceea ce ar face din om un simplu automat înaintea lui Dumnezeu. Nu este scopul Creatorului cu noi pentru a face lucrul acesta. Dumnezeu dorește ca omul pe care Dumnezeu l-a creat ca o coroană a puterii sale creatoare să atingă cele mai înalte cunuri posibile ale dezvoltării în închinare și refacerea sistemului de închinare cu Dumnezeu. El așează înaintea noastră binecuvântările cele mai înalte la care dorește să ajungem prin harul său
din moment în moment și din clipă în clipă, ca noi să ajungem acolo unde dorește Dumnezeu. El ne invită să predăm cu totul Lui, să ne predăm și noi, pentru ca El să poată să lucreze în noi după voința Sa, după puterea Sa și după toată dăruirea Sa. Rămâne ca noi să alegem în aceste timpuri dacă dorim să fim liberi de robia păcatului și să ne bucurăm de gloria și de glorioasa libertate a fiilor lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta nu se poate face până când noi nu devenim liberi, până când noi nu părăsim tot ce este rău, până noi când nu ne atribuim lucruri pe care să fie roade ale Duhului Sfânt și îndemnare de la Duhul Sfânt pentru a face aceste lucruri, până când noi nu reparăm timpul de închinare pe care Dumnezeu l-a stabilit. Ființa noastră poate să fie mai aproape de cer pe aripile imnilor de laudă aduse înaintea lui Dumnezeu. În curțile cerești, Dumnezeu este adorat cu cântări de laudă și atunci când îi aducem mulțumirile noastre, serviciul nostru divin se aseamănă cu adorarea oștilor cerești. Spune că atunci când te unești în rugăciune, când te unești în cântare, ca să-i aduci închinarea cuvenită lui Dumnezeu, când cântările noastre se înalțe către ceruri, atunci spune că îngerii care sunt prezenți în locul acela, ei preia cântarea, ei preia rugăciunea, ei o modelează în așa fel încât să ajungă înaintea lui Dumnezeu plăcută, fără pată și fără niciun adaus sau fără nimic ascuns de la ele. Atât se îngrijesc îngerii ca tot ceea ce facem noi să ajungă înaintea lui Dumnezeu așa cum trebuie. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela proslăvește pe Dumnezeu. Să venim deci înaintea Creatorului nostru cu bucurie și adâncă închinare cu mulțumiri și cântări de laudă, tații și mamele sunt legați prin datorie să rezolve această chestiune de timpuriu, în așa fel încât copilul să nu se mai gândească să calce sabatul, să neglijeze momentele de închinare și rugăciune în cămin și nici să fure din timpul și din închinarea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Deci vedeți dumneavoastră, ca viața poporului lui Dumnezeu, ca viața Bisericii lui Dumnezeu să fie puternică, să fie stabilă, ca închinarea noastră să nu se destrame, ca închinarea noastră să fie corectă înaintea lui Dumnezeu, tații și mamele trebuie să înceapă din căminul lor. Ei sunt legați față de Dumnezeu prin datorie să rezolve această chestiune de timpuriu și nu să aștepte până când ei vor fi mari. Că mulți dintre noi zicem, nu-i problema, e copil. El nu trebuie să facă nimica de mic. Eu voi munci pentru el. Eu mă voi închina și mă voi ruga și el va vede la mine ca exemplu. Și doar atâta lucruri, ei nu trebuie să fie pus să facă nimica. Și mulți copii sau fete când cresc mari și ei când ajung la vârsta de căsătorie sau vârsta de măritat, în momentul acela fetele nu știu să gătească. Fetele nu știu să facă curățenie, nu știu să spele. Și acesta ține de închinare față de Dumnezeu, ca toate aceste lucruri să fie puse la punct și ordonate în viața noastră. Să știți că ordonarea din viața noastră este o închinare și o jertfă vie plăcută înaintea lui Dumnezeu. După aceea, bărbații când se căsătoresc copiii, la vârsta când vine timpul acesta, nu știu să bată un cui în perete, nu știu să pună, să rezolve, să schimbe nici măcar un bec sau să facă anumite lucruri. Și Dumnezeu spune că trebuie ca mamele și tații să nu neglijeze lucrul acesta. Mamele să învețe pe fete să gătească, să facă curățenie, să spele, să calce, să pregătească alimente pentru că atunci când se va căsători să știe să facă totul acesta. Copiii să fie învățați de mici să muncească, să facă ceva. Și mai presus de toate, după munca aceasta, care să nu-i țină ocupat, care copiii să nu fie neglijați, să ajungă să fure din timpul lui Dumnezeu, dar să nu ajungă să fure și să facă și alte lucruri la propriu atunci când vor fi mari din cauza că ei nu știu să facă nimic. Copiii care nu știu să facă nimic ajung să fure părinții, ajung să mintă părinții, ajung să ajungă la lucruri care nu trebuie. De aceea Dumnezeu spune, e timpul să le faci închinarea. E timpul după ce înveți pe copii ca să facă și lucrurile acestea fizice, să înveți să se închine lui Dumnezeu, să se roage lui Dumnezeu, să cânte lui Dumnezeu, să studieze înaintea lui Dumnezeu, să intre în audiență cu Dumnezeu, să vadă slava lui Dumnezeu, să primească binecuvântarea lui Dumnezeu, căci închinarea lor este primită și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Părinții trebuie să construiască bariera cu propriile lor mâini
înaintea copiilor lor. Copiii trebuie să aibă bariere. Noi trebuie să construim bariere pentru noi, că și noi trebuie să avem bariere puse înaintea lui Dumnezeu, ca să nu depășim anumite bariere. Dumnezeu a pus bariere ca noi să nu ne apropiem cu învălmășala de muntele cel sfânt și de prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut ca noi să nu ne apropiem oricum vrem noi de El și să trăim în felul în care dorim noi. Și Dumnezeu spune că de fiecare dată să avem bariere, că atunci când venim înaintea lui Dumnezeu să nu intrăm cu bocanci înaintea lui Dumnezeu, plin de mizeriile noastre și cu încălțămintele noastre murdare și să ne descălțăm când venim înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că atunci când venim la închinare să nu avem mâinile pătate de mizerii, de furt, de curvie, de băutură, de idolatrie. Noi să nu avem mâinile pătate de sânge cu asemenii noștri. Când noi venim la închinare înaintea lui Dumnezeu, să nu avem probleme nerezolvate cu cei care ne-au certat, cu cei care i-am păgubit, cu cei care am făcut lucruri care nu trebuie. Dumnezeu ne cheamă ca să le facem închinarea. Dumnezeu ne cheamă ca noi să rezolvăm aceste probleme și să construim cu propriile noastre mâini aceste bariere pentru ca închinarea înaintea lui Dumnezeu să fie plăcută. Pentru cei care frecventează, auziți cuvântul Dumnezeu ce spune, că părinții, pentru copiii lor care frecventează și pentru cei unii dintre noi care frecventăm locuri de distracții, nu putem construi un subiect de gândire sau închinare. Rugăciunea și cântările de laudă nu-și găsesc locul în adunările noastre, în casele noastre, în familiile noastre, în viața noastră. Nu se poate. Trebuie să construim bariere în jurul nostru, cei care frecventăm locurile de distracții, fie în afară, fie în căminul nostru, fie în locurile care noi nu putem să le facem. Dumnezeu zice, construiți cât mai repede, fiindcă după aceea degeaba ne rugăm, degeaba studiem, degeaba ne rugăm, degeaba aducem laudă înaintea lui Dumnezeu și în locurile noastre de închinare, fiindcă ele nu-și găsesc locul dacă nu este refăcută închinarea. Nu putem să aducem o închinare șubredă. Nu putem să aducem un dar cu o meteahnă înaintea lui Dumnezeu. Și darul lui Dumnezeu trebuie să fie, și închinarea înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie fără pată, fără vină, fără zvârcitură. Trebuie să nu aibă niciun cusur și trebuie să fie curată înaintea lui Dumnezeu ca să fie pregătită. Acest test pe care ni-l dă Dumnezeu și ni-l cere, în timpul din urmă va fi un test care el trebuie să fie decisiv între noi și Dumnezeu. Testul acesta pe care ne-l pune Dumnezeu astăzi pentru a le face închinarea, pentru a ne apropia de Dumnezeu, este un test care se va da la final, ca închinarea și respectul nostru și barierele noastre pe care le avem astăzi față de Dumnezeu, construite în jurul nostru față de păcat, la timpul final va ține de decizia pe care o luăm față de închinarea de Dumnezeu sau față de lumea aceasta. Ne vom supune noi închinării lui Dumnezeu sau ne vom supune noi închinării care ni se cere din partea lumii acesteia, din partea Babilonului, din partea fiarei, din partea prorocului mincinos, din partea Hristoșilor mincinoși care ne cheamă la o închinare falsă și care nu este după voia lui Dumnezeu. Acesta, el trebuie să fie pentru noi un test decisiv în luarea de hotărâri. Și testul acesta decisiv nu se va lua atunci și hotărârea decisivă nu se va lua atunci. Hotărârea pentru închinarea forțată și obligată care ne stă înaintea noastră se ia astăzi. Astăzi se reface închinarea cu Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu ne trimite ca testul acesta decisiv să fie refăcut pentru a aduce o închinare curată înaintea lui Dumnezeu. Distracțiile care au tendințe de a slăbi plăcerea pentru lucrurile sfinte și de a micșora bucuria de a sluji pe Dumnezeu nu trebuie căutate de creștini. Nu trebuie să fie în mijlocul nostru, nu trebuie să fie în viața copiilor noștri, nu trebuie să fie în viața părinților și a bisericii. De multe ori noi, ca părinți, mergem împreună cu mașina, că majoritatea dintre noi avem mașini și în timp ce mergem cu mașina, punem muzică de tot felul și copiii noștri stau în spate și noi pretindem că copiii noștri trebuie să asculte de Dumnezeu, să se închine înaintea lui Dumnezeu. Dar noi ascultăm radio, crezând că ascultăm știri. Vine știrea, vine muzica, vine știrea, vine muzica, ascultăm o știre de nu știu ce, apare o publicitate și în mintea copilului nostru se imprimă multe lucruri. Și am văzut lucrul ăsta că s-a întâmplat și în propria mea viață. De exemplu, și muzica care trebuie să o aducem lui Dumnezeu.
Numai muzica aceea care înălța sufletul către Dumnezeu, care te apropia cu toată inima de Dumnezeu și te făcea să simți că ești la închinare înaintea lui Dumnezeu. Am căutat de multe ori să luăm muzica, să-i adugăm ritm în melodie, dar noi să cântem aceleași cuvinte crezând că ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Care lucrurile acestea slăbesc plăcerile de lucrurile sfinte, care acestea sunt distracții care au tendințe de separare și de dezlăbire a tot ceea ce facem noi înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu, lucrurile acestea nu trebuie căutate de creștini, nu trebuie apreciate, nu trebuie să fie în mijlocul nostru. Vedeți dumneavoastră, pe timpul când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, a văzut un lucru care se întâmpla în mijlocul poporului Israel. Și de aceea Dumnezeu ne avertizează și pe noi ca să ținem cont de lucrurile acestea. Și spune că fariseii hotărâseră anumite ore pentru rugăciune. Și dacă ei se aflau în altă parte, la timpul hotărât, după cum se întâmpla adesea, se opreau oriunde ar fi fost, fie în stradă, fie în piețe, în mijlocul mulțimilor de oameni, ce alergau încoace și încolo și așa cu voce tare înălțau rugăciunile lor formale. Deci, vedeți, degeaba hotărâm anumite ore de rugăciune, degeaba ne aflăm la locul pregătit și timpul hotărât de noi sau în anumite locuri în care ne înălțăm grațul către Dumnezeu. Dar dacă distracțiile, lucrurile care au tendințe de a slăbi lucrurile, de sfințenie și a micșura bucuria pentru a sluji lui Dumnezeu, se află printre noi, tot ceea ce facem în viața noastră din chinare față de Dumnezeu este formal și nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Dacă noi ne angajăm în actul de închinare față de Dumnezeu, în timp ce suntem lipsiți de aceste stimulente, Harul Divin nu are nicio putere de a ne anima, de a ne înviora sau a spiritualiza rugăciunile sau mărturiile date de noi. Dumnezeu zice, este timpul să-ți refaci închinarea. Este timpul refacerii a timpului de închinare pentru a face ceea ce trebuie înaintea lui Dumnezeu. Căci degeaba eu mă angajez în actul de închinare față de Dumnezeu. Dacă eu sunt lipsit de stimulentele Duhului Sfânt, sunt lipsit de Harul Divin care nu are nicio putere, care nu mă animă, care nu îmi dă bucurie, care nu mă înviorează spiritual, rugăciunile și mărturiile mele nu au nicio putere nici de transformare în viața mea, nici a copiilor mei, nici a bisericii mele, nici a celor ce aud, nici a celor ce trebuie să cunoască adevărul Dumnezeu. Acești creștini care fac lucrul acesta spune că ei sunt creștini doar care poartă numele, doar cu numele, și spune Dumnezeu că atunci când doar purtăm numele lui Dumnezeu, noi trebuie să luăm seama la obiectul care ne aduce încântare. Este de jos sau este de sus de la Dumnezeu? Ce ne aduce nouă încântare în chinarea pe care o facem? Distracțiile și bucurie care ne fac să ne simțim bine? Sau lucrurile care ne animă prin credință, adică care ne dă un imbol să-L căutăm pe Dumnezeu mai mult, care ne dă un imbol să-L iubim pe Dumnezeu mai mult, care ne dă un imbol să stăm mai mult înaintea lui Dumnezeu și să dorim lucrul acesta? Sau doar suntem pentru a ne simți bine, într-un fel așa cum se simte toată lumea? Și Dumnezeu spune că dacă noi suntem doar cu numele, să luăm bine seama ca obiectul acesta de încântare, de închinare, de prostenare înaintea lui Dumnezeu, de unde vine acest imbol? De unde vine acest obiect care ne animă într-un fel sau altul să facem ceea ce facem? Este de pe pământ sau este de la Dumnezeu? Într-un vădit contrast cu toate acestea era viața lui Iisus. Domnul nostru Iisus niciodată nu ieșea la închinare, niciodată nu ieșea la slujire, niciodată nu ieșea la închinare până când el nu s-asigura că misiunea pe care o are vine de la Tatăl sau vine din altă parte. Spune că eu merg să stau de vorbă cu Tatăl meu. El mergea să primească putere. El mergea să primească sfat. Și el se umilea înaintea lui Dumnezeu. El se ruga până... El se lupta atât de mult încât stropii de sudoare ce curgeau după fața Domnului Iisus Hristos se transformau în picături de sânge. Cât
câți dintre noi ne-am luptat noi înaintea lui Dumnezeu, până la sânge înaintea lui Dumnezeu? Oar doar am venit așa de animale? Haide să ne rugăm, haide repede să facem, hai că avem treabă, hai că trebuie să plecăm, să ne grăbim. Ne-am animat, ca și când, mă scuzați, am fost la un spectacol, la ceva care doar ne aduce o stare așa și după aceea fiecare alergăm cum alergăm repede terminând aceste lucruri. Și spune că, într-un vădit contrast, toate aceste lucruri erau în viața Domnului Iisus Hristos, care trebuie să fie și în viața noastră. În ceea ce nu s-a văzut, niciodată, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu s-a văzut vreo dispută zgomotoasă, o închinare onestativă, nicio faptă prea a câștiga aplauzele oamenilor. În viața Domnului Iisus Hristos nu s-au văzut lucrurile astea niciodată. Nici dispută comotoasă, nici o închinare ostentativă și nici o faptă care să câștige aplaude din partea oamenilor. Dumnezeu a făcut pe pământul acesta ca să aibă o închinare curată față de Tatăl Său din ceruri, fără să fie zgomotos, fără să fie aplaudat, fără să câștige de la oameni ceva, fără să provoace ceva în închinare și în viața sa. Domnul nostru Iisus Hristos era ascuns în Dumnezeu, iar Dumnezeu era descoperit în caracterul Fiului Său. Suntem noi ascunși în Dumnezeu ca Dumnezeu să fie descoperit prin închinarea și viața noastră? Sau de multe ori noi descoperim înaintea oamenilor ceea ce suntem noi, ceea ce facem noi, ceea ce ne dorim noi, să prezentăm noi câtă cunoștință avem? Toate lucrurile acestea sunt de închinare adevărată față de Dumnezeu. Către această descoperire dorea Domnul Iisus Hristos să ne îndrepte mințile nouă și tuturor oamenilor din toate timpurile care au intrat în contact cu Dumnezeu și l-au urmat pe Dumnezeu. Ca mijloc de educație, un loc important a fost ocupat de sărbătorile lui Israel. Acesta a fost un mijloc de educație și un loc important care a fost ocupat de poporul Israel. În viața obișnuită, familia era atât în viața de familie era atâta școală cât și biserică, părinții fiind instructori și în ramura aceasta laică și în cea religioasă. Părinții se ocupau de toate aceste lucruri. Ei se ocupau de lucrurile cât și în viața obișnuită a familiei, cât și la școală, dar cât și în biserică. Noi nu mergem la biserică ca cineva, instructorii de la biserică, să ne educe nouă copiii, să ne pregătească nouă și să ne formeze pentru cer. Acolo sunt momente doar de părtășie. Nu copiii mei noștri merg la școală ca profesor să se ocupe de educația lor pe plan material și pe plan de cunoștințe sau de viață religioasă și părinții trebuie să facă lucrul acesta și ei trebuie să se ocupe și ei trebuie să fie cei mai importanți instructori în pregătirea de refacerea închinării față de Dumnezeu. Și spune aici că de 3 ori pe an însă erau stabilite perioade de comuniune și închinare publică cu tot poporul. Aceste adunări, ele au fost ținute mai întâi la Silo și după aceea în tot Ierusalimul, care ei trebuia să facă lucrul acesta. Nu era obligatorie decât prezența taților și a fiilor, dar nimeni nu dorea să piardă ocaziile oferite de sărbători, pe cât posibil participau toți membrii familiei cu ei, bucurându-se de ospitalitatea lor. Era străinul, era levitul, era săracul, niciunul nu lipsa de la această închinare. Deci vedeți noastră, închinarea și refacerea închinării noastre față de Dumnezeu în familie, cu copiii noștri, cu soțul și cu soția noastră, se răsfrânge către străin, către preot, către cel sărac, către cel care nu cunoaște pe Dumnezeu. În viața amară de străin și sclav pe deasupra, în mijloacele priveliștilor și sunetelor, viciilor și al ispitelor închinării păgâne, o închinare înconjurată de toate atracțiile bogății, culturii, pompei, regalității, Iosif a rămas statornic în închinarea lui față de Dumnezeu. Omul acesta, nu pot să-l numesc om, adică bărbat, că era om, scuzați-mă, nu pot să-l numesc bărbat, că cel de copil și până ajunge la maturitatea de bărbat, el pe fiecare dată
Era într-o refacere continuă în chinarea și în legătura lui cu Dumnezeu. Și în momentul când a ajuns la statura de bărbat, când el a ajuns să fie sclav, când el a ajuns să fie străin și amar în viața lui, când el era în mijlocul sunetelor și a viciilor, în mijlocul închinării păgâne, în care închinarea aceasta îl înconjura cu tot felul de atracții și bogății a culturii, a pompei, a fastului, el, a regalității, el ar fi putut să ajungă cât mai sus. Iosif a rămas statornic înaintea lui Dumnezeu. El nu a cedat. Și fiecăruia dintre noi ni se va pune într-o bună zi lucrurile acestea în față. Între ce alegem? Între o bucată de pâine și o închinare față de Dumnezeu? Între averea noastră, dacă ni se va cere să ni se confiște, sau ascultarea de Dumnezeu? Între a ne vinde dreptul de întâi născut pentru o ciorbă de linte înaintea lui Dumnezeu? Și vedeți dumneavoastră, Iosif la timpul acela, el învăța lecțiile supunerii față de datoria lui față de oameni, dar și față de Dumnezeu. Niciodată Iosif nu a amestecat datoriile față de Dumnezeu cu datoriile față de oameni. El a respectat și pe una și pe celălaltă, a mers în conformitate cu ele, în așa fel încât să nu prejudicieze nici datoria față de oameni, dar nici datoria față de Dumnezeu. Nu a făcut ca să o compromită pe una cealaltă pentru a câștiga favoarea din partea celorlalt. Credincioșia în orice slujbă, de la cea mai umilă până la poziția cea mai sus pusă, ne-ar pregăti pe fiecare dintre noi, ne-ar pregăti fiecăruia dintre noi calitatea pentru cea mai înaltă slujire înaintea lui Dumnezeu. Pentru cei trei tineri din Babilon avem din nou un exemplu, prevederea ca mâncarea acestora să fie adusă la masa împăratului era atât o expresie a favorii împăratului, cât și a grijii acestuia pentru bunăstarea sa și pentru bunăstarea lor. Însă, pentru ca o parte era oferită idolilor, mâncarea de la masa împăratului era consacrată idolatriei și ei n-au vrut să mănânce din mâncarea aceasta. De câte ori, dragii mei, în timpurile acestea, noi nu mâncăm la mesele noastre și punem pe mesele noastre lucruri care sunt jefite lumii acestea. Lucruri care nu au de-a face cu mâncarea pe care a dat-o Dumnezeu omului. Lucruri pe care sunt interzise de Dumnezeu. Lucruri care nu fac bine omului. Și de multe ori mâncăm lucruri care ne strică închinarea noastră față de Dumnezeu. Noi de multe ori credem că mâncarea nu are de-a face cu refacerea închinării noastre față de Dumnezeu. Uitați-vă la tinerii aceștia, căci mâncarea a fost un factor important în închinarea lor față de Dumnezeu. Nu mâncarea i-a făcut mai înțelepți, nu mâncarea i-a făcut mai deștepți, nu mâncarea i-a făcut mai frumoși, dar mâncarea a fost un act principal în luarea de hotărâre pentru a se închina lui Dumnezeu. Și Dumnezeu și-a revărsat binecuvântarea peste ei. Și Dumnezeu a fost asupra lor ca ei să ajungă să iese cei din frunte. Așa va face Dumnezeu în aceste timpuri cu mine și cu tine pentru a ne putea reface închinarea noastră cea adevărată înaintea lui Dumnezeu. Luând din bunătățile împăratului acești trei tineri, ei aveau să fie priviți ca unii care se uneau în închinare pe care o aducea acestea dumnezeilor falși. Loialitatea lor față de Dumnezeu le interzicea să participe la o asemenea închinare. Câți dintre noi nu mergem și mâncăm la cofetării și restaurante în mâncările care nu sunt bune și care nu fac bine poporului Dumnezeu și copilului Dumnezeu și după aceea nu pot să mai aibă o închinare curată și o închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu? Mă uitam de multe ori după ce apunea sabatul la cofetării. Veneau creștinii cu grămada și mâncau pizza plină cu carne și cu grăsimi. După ce terminau mâncat pizza cu carne și cu grăsimi, comandau o prăjitură, mai comandau încă două. După ce terminau prăjitura aceasta, mai doreau să mănânce plăcintă cu brânză sărată sau plăcintă cu brânză dulce și era plină de grăsimi. De câte ori noi nu călcăm în picioare loialitatea noastră față de Dumnezeu, care Dumnezeu ne interzice de multe ori să participăm la aceste închinări? De câte ori noi, ca creștini,
Nu mergem la nunțile unde este muzică care nu-i după voia Lui Dumnezeu, unde e distracție și destrăbălare care nu-i după voia Lui Dumnezeu, unde e mâncare și băutură care nu-i după voia Lui Dumnezeu. De câte ori nu ne ducem că trebuie să mergem, că să dăm mărturie, noi nu putem să dăm mărturie în felul acela. Mărturia trebuie să se dea așa cum o cere Dumnezeu și nu cum o cerem, cum o credem noi. Mărturia nu se face acolo unde poftele noastre ne conduc mai mult decât dorința de a mântui pe oameni și a aduce la Dumnezeu în felul în care îl cere Dumnezeu, dragii mei. De aceea Dumnezeu ne cheamă astăzi, pe mine și pe tine, ca noi să rămânem așa cum cere Dumnezeu la adevărul pe care ne l-a prezentat Dumnezeu. Noi trebuie să fim loiali față de Dumnezeu. Fie în a mânca, fie ca bea, orice facem să fie spre slava lui Dumnezeu. Trupurile noastre, viața noastră, trebuie să fie o jertfă vie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Jertfa aceasta trebuie să fie o jertfă continuă ca să putem să avem o închinare după dorința lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, noastră, este mult de luptă și noi credem că suntem aproape de Dumnezeu. Noi credem că ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Mulți dintre noi stăm în aceste timpuri în carantină, închiși în casă și m-am uitat de multe ori că la frații noștri sfârâie tigăile cu carne, grăsimi, dulciuri, ne îngrășăm, ne îmbuibăm, trăim într-un fel sau altul, mâncăm seara târziu și facem toate aceste lucruri. Și auzi ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și nici nu au îndrăznit să riște, să simte efectul ațățător pe care l-ar fi avut asupra lor lupțul și irosirea nesocotită a dezvoltărilor fizice, mentale și spirituale în închinarea lor față de Dumnezeu. În cartea Educație, la pagina 54, citiți despre experiența acestor tineri care au fost înaintea lui Dumnezeu, care au putut să aibă o închinare curată înaintea lui Dumnezeu, care ar fi putut să-L dezonoreze, care ar fi putut să guste din mâncarea lor și să trăiască în felul pe care le punea acolo înaintea lor. Și spune că ei nici n-au îndrăznit să-L dezonoreze pe Dumnezeu. Și noi spunem că suntem închinătorii lui Dumnezeu. Dragilor, închinarea lui înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă să-ți faci semnul crucii. Închinarea înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă doar să-ți faci o rugăciune și doar să citești. Închinarea înaintea lui Dumnezeu trebuie să te supui în totul lui Dumnezeu și să împlinești tot ceea ce ți-a poruncit Dumnezeu și ți-a adus la cunoștință cât ai trăit pe pământul acesta. De exemplu, când un om venea înaintea unui împărat să se închine, nu făcea rugăciune, nu își făcea semne, făcea plecăciune înaintea împăratului și aștepta ca împăratul să-i dea ordin să împlinească ceea ce era la dorința împăratului în momentul acela. Și în momentul acela, când el se plica înaintea împăratului, îi spunea: trebuie să faci asta, asta și asta. Și el, în semn de umilință, se pleca și se retrăgea cu spatele înaintea împăratului și trebuia să împlinească ordinul acela cu strictețe, căci dacă nu l-ar fi împlinit, în momentul acela și-ar fi pierdut capul, viața. Noi așa trebuie să fim înaintea lui Dumnezeu, să credem și să înțelegem cu toată conștiința noastră și cu toată inima noastră, căci dacă noi nu aducem la îndeplinire ceea ce cere Dumnezeu, ne putem pierde viața. Nu că Dumnezeu e un tiran și vrea să ne omoare, dar Dumnezeu nu poate, fiindcă este un Dumnezeu drept, să considere pe cel nedrept drept și pe cel drept nedrept. Fiecare, noi trebuie să facem ceea ce trebuie în aceste timpuri înaintea lui Dumnezeu. Tipurile modului de închinare care erau la iudei, ele sunt foarte clarificate de Evanghelie. Fiecare principiu din cuvântul lui Dumnezeu își are locul său. Fiecare fapt are însemnătatea lui. Noi nu trebuie să scoatem principiul lui Dumnezeu din locul său. Noi nu trebuie să schimbăm însemnătatea faptului așa cum a așezat-o Dumnezeu. Și ea trebuie făcută și îndeplinită în parametrii pe care Dumnezeu ne-a pus înainte. Și structura aceasta completă, ca plan și execuție, ea dă mărturie despre autorul ei, care este Dumnezeu. Noi nu putem să avem o închinare care nu l-are autor pe Dumnezeu. Noi nu putem să avem o închinare cu alt autor. O putem avea în viața noastră, bine definită închinarea aceasta, fără autor, să-L aibă pe Dumnezeu.
dar după aceea va duce la moarte și la depărtare de Dumnezeu. Nici o minte în afară de cea a celui infinit nu poate să conceapă sau împlini o asemenea structură bine definită, curată, plăcută, înțeleaptă, liberă, cum o îndeplinește și cum a definit-o Dumnezeu, dragii mei. Nimeni nu poate să facă lucrul acesta. Ca parte a serviciului divin, cântarea este tot atât de mult un act de închinare, precum rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Și în adevăr, multe cântări sunt rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Dacă omul este învățat în aceste timpuri să-și dea seama de aceasta, se va gândi mai mult la sensul cuvintelor pe care le cântă și va fi mai maleabil sub puterea acestora. Mai devreme am vorbit de mâncare, acum vorbim de cântare. Cântarea trebuie să fie o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și de aceea multe cântări sunt rugăciuni, spune cuvântul Dumnezeu. Și noi trebuie să fim învățați că atunci când cântăm să ne gândim la sensul cuvintelor pe care le cântăm, căci de multe ori noi cântăm doar cu gura, dar mintea noastră este departe. Am văzut de multe ori se cântă cântări care spune ce fericire am pe Iisus. Și oamenii cântă, dragii mei, ce fericire am pe Iisus. Cum putem noi să aducem cântarea noastră ca o rugăciune înaintea lui Dumnezeu când eu spun ce fericire am, dar eu plâng? Ce fericire am, dar eu simt altceva? Ce fericire am și eu mă gândesc la altceva? Ce fericire am eu cu Dumnezeu când viața mea nu demonstrează că-s fericit cu Dumnezeu? Și noi de multe ori când cântăm și nu corespundem, mă uitam de multe ori prin biserică când se cânta înaintea lui Dumnezeu sau de multe ori când se întâlnesc frații să cânte. Dragii mei, atât de triști sunt înaintea lui Dumnezeu, parcă ar fi duși la ghelotină, parcă ar fi aruncați în cazanul cu smoală sau în cuptorul cu foc, parcă nu s-ar prezenta la închinare înaintea lui Dumnezeu. Al doilea factor care este important și la care trebuie să ne refacem închinarea față de Dumnezeu, trebuie să ne dăm seama de cuvintele și de sensul lor pe care noi îl cântăm. Creșterea și întărirea iubirii pentru studiul biblic depind mult de folosirea orei de închinare. Deci, vedeți dumneavoastră, pentru a ne întări în iubire pentru studiul biblic, depinde foarte mult de folosirea orei de închinare. Și ora de închinare nu poate să fie atât de bună înaintea lui Dumnezeu dacă eu nu mi-am rezolvat închinarea în mâncare, închinarea conștientă în cântare înaintea lui Dumnezeu și în închinarea conștientă în cuvintele rostite în rugăciune. Am văzut de multe ori că sunt oameni care se roagă de fiecare dată aceleași cuvinte. Am văzut de multe ori că oamenii aceștia care se roagă prostii și anumite lucruri care nu sunt bune în rugăciune, sunt oameni care rostesc fără să gândească conștient, amin, așa să fie, Doamne. Și la terminare mă duc la cineva și îl întreb, zic, nu te supăra pe mine, că ai stat în spatele meu și la rugăciune, am auzit că ai zis amin, dar ai auzit ce s-a rugat omul acela și tu ai zis amin? Și spune, păi nu mi-aduc aminte, nu știu ce s-a rugat, dar eu trebuie să-l susțin în rugăciune cu amin. Păi cum să-l susții în rugăciune cu amin când el spune o prostie? Spune că noi trebuie să fim concentrați la ceea ce se roagă cineva sau să ne concentrăm mare atenție când rostim ceva. Și noi trebuie să le facem semnul acesta din chinare, căci aminul înseamnă, da, așa să fie, Doamne. Așa să fie. Adică noi suntem de acord. Dacă unul spune prostie, noi trebuie să fim foarte atenți să nu rostim așa să fie, Doamne, că s-ar putea ca așa să fie, Doamne, să se răsfrângă împotriva noastră lucrul acela rău care s-a zis. Ceasurile de închinare de dimineață și de seară, ele ar trebui să fie cele mai plăcute și cele mai folositoare din toată ziua de închinare pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Ele trebuie să fie un lucru înțeles, acela că aceste ore nu trebuie să fie tulburate. Să nu fie tulburate de gânduri,
să nu fie tulburate de agitație, să nu fie tulburate de lipsă de bunătate, să nu fie tulburate de prieteni, să nu fie tulburate de vecini, să nu fie tulburate de rude, să nu fie tulburate de nimeni, de nimeni și nici de cei ai familiei și cu toții să fim acolo, să nu fim agitați, să nu fim tulburați și noi să înțelegem că acestea ne ajută să avem o închinare plăcută și curată înaintea lui Dumnezeu. Ca părinți, auziți dumneavoastră, cel mai important lucru și cea mai mare datorie o au părinții și Dumnezeu de fiecare dată intervine în lucrul acesta. Părinții trebuie să strângă copiii și copiii împreună cu părinții la oaltă pentru ca ei să se întâlnească cu Iisus și pentru a cere în cămin prezența îngerilor sfinți, pentru ca îngerii să te ajute să ai o gândire curată, o închinare plăcută. Ei îți dau gânduri și idei cum să te închini înaintea lui Dumnezeu, cum să refaci închinarea lui Dumnezeu, cum să fie primită închinarea ta înaintea lui Dumnezeu. Momente de închinare, momentele acestea de închinare, dragii mei, să fie scurte, să nu fie lungi, să nu fie ore în șir. Ele trebuie să fie scurte și pline de viață, să fie potrivite în momentele acestea de închinare, acele ocazii și variate din timp în timp, ca să nu facă pe copilul tău să fie asuprit, ca să nu facă pe copilul tău să se simtă forțat, ca să nu facă pe soțul tău sau pe soția ta să aibă ură de închinare, să nu aibă plăcere de a veni la ora și la momentele de rugăciune și de închinare înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunile înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie scurte, de mulțumire, câteva cuvinte cu valoare și greutate înaintea lui Dumnezeu și înaintea celor ce stau la închinare. Mulți dintre noi ne plecăm pe genunchi la rugăciune și ne rugăm până îi amețim pe cei din jurul nostru cu tot felul de lucruri și tot felul de lucruri care îi depărtează pe oameni de altarul familiei și de închinare și în biserici și în public se întâmplă lucrurile acestea. Dacă vrei să stai cu Dumnezeu în momente de închinare, ore întregi, nopți, zile, fă-o tu până îți vine rău, dragul meu. Dar nu-i forța pe cei din jurul tău să participe la erorile și la greșelile pe care le aduci tu înaintea lor. Să nu faci lucrul acesta. Tu trebuie să faci o închinare scurtă, plăcută, plină de viață, potrivită pentru ocaziile acestea, ca dorința celor care trebuie să vină la momentul de închinare să fie stârnită de plăcere și de dragoste pentru a se închina înaintea lui Dumnezeu. Toți să se unească în lectura Bibliei, să învețe, să repete adesea legea lui Dumnezeu ca să se imprime în mintea lor și în mintea copiilor tăi. La fel cum influența lui Avram s-a întins dincolo de casa sa, fiindcă momentele acestea erau momente de rugăciune plăcute și ori de câte ori își înălța cortul Avram, ridica alături de acestea și un altar pentru închinare și pentru jertfa pe care trebuia să o aducă înaintea lui Dumnezeu. Când cortul lui Avram era strâns, altarul lui Avram rămânea în locul acela și mulți cananiți rătăcitori pe pământul acela, care îl cunoscuseră pe Dumnezeu din viața lui Avram, slujitorul său zăbovea la acel altar pentru a aduce jertfă înaintea lui Dumnezeu. Ar trebui ca străinii care rătăcesc de multe ori prin casele noastre să vadă altarele acestea plăcute, să cunoască pe Dumnezeu din viața noastră, ca și ei să zăbovească pentru a aduce o jertfă la altarul lui Dumnezeu împreună cu noi. Nici măcar sabatul și serviciile de închinare nu sunt scutite de dominarea și dominația modei. Alt subiect pentru a reface închinarea față de Dumnezeu în aceste timpuri. Sabatul este lipsit de închinare adevărată. Serviciile de închinare din casa lui Dumnezeu sau din viața familiei noastre sau din viața publică de închinare nu sunt scutite de aceste lucruri. Domină moda care îi face pe oameni să-și abată mintea de la închinare față de Dumnezeu. Vede surorile cu bluzele crăpate, cu fustele scurte. Multe dintre ele se machiază, se rujează, se vopsesc. Și lucrurile acestea atrag atenția închinătorilor de la Dumnezeul adevărat. Am văzut de multe ori cum frații privesc către surorile acestea care au un mod specific de atracție către păcat și nu către Dumnezeu.
Am văzut de multe ori mamele vin la închinare, zice că eu sunt în casă cu familia și cu copiii mei și nu contează cum se așează la închinare înaintea lui Dumnezeu, în fața copiilor. De multe ori cu picioarele dezvelite, cu pieptul mai mult gol, cu părul răvășit, cu hainele dezordonate. Moda aceasta și lucrul acesta de îmbrăcăminte distruge închinarea față de Dumnezeu, distruge respectul celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu pentru altarul lui Dumnezeu și pentru jertfa pe care trebuie să o aducă înaintea lui Dumnezeu. Să nu credem că dacă suntem în casele noastre, putem să venim în fundul gol sau oricum vrem noi înaintea lui Dumnezeu. Putem să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu sub o formă sau alta, indiferent care ar fi ea, căci Dumnezeu o va primi. Dumnezeu nu va primi închinarea noastră dacă este făcută în formă nedreaptă și neplăcută lui Dumnezeu. Aceste momente, ele sunt mai degrabă o nouă ocazie de etalare a mai mare a puterii ei și nu de a aduce închinare lui Dumnezeu. Biserica de multe ori este transformată într-un loc al paradei, iar îmbrăcămintea la modă este studiată mai mult decât predica care este la amvon. Închinarea este distrusă, dragii mei, în felul acesta. Pe om îl face ca să aibă o închinare care nu este după voia lui Dumnezeu. Și de aceea spune că cei sărași de multe ori, ei sunt incapabili de a satisface cerințele uzanțelor. Se feresc să mai calce prin biserică, să feresc să mai calce prin casele noastre, ca să se închine împreună cu noi, văzând că viața noastră este stricată înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, refă-ți timpul, refă-ți momentul de închinare, refă-ți închinarea în viața ta, nu numai prin lucrurile pe care noi le credem, că noi trebuie să ne închinăm și atât. Nu contează ce am pe mine, nu contează ce fac eu, și contează ce am în inima mea și ceea ce spun cu gura mea. Este important să spui cu gura ta, este important ce ai în inima ta, dar trebuie să corespundă viața ta, exteriorul tău cu inima ta. Dacă tu vii dezbrăcat, înseamnă că aia ai în inima ta. Dacă tu vii în felul acesta la închinare, același lucru l-ai în inima ta și îl faci pe cel sărac, îl faci pe cel sărac material și spiritual să fie incapabil să se satisfacă cerințele noastre. Și el nu va mai dori niciodată să se închine înaintea lui Dumnezeu, să vină în biserică sau să vină la altarele pe care noi le zidim. Ziua de odihnă este petrecută de multe ori în lenevie sau adesea de către tineri într-o companie demoralizatoare. Ne-am întors din nou la ziua de odihnă pe care Dumnezeu o pune și spune că ea e petrecută în lenevie, petrecută de tinerii noștri într-o companie demoralizatoare sau noi, ca familie sau ca frați, ne integrăm în conversații care ne demoralizează și îl depărtează pe Dumnezeu ca să nu primească închinarea noastră. Atât sabatul și cât familia, aceste lucruri nu au fost instituite la muntele Sinai. Ele au fost instituite în Eden, când nu exista păcat, când omul nu căzuse în păcat, când nu era moarte, când nu era nenorocire. Iar în planul lui Dumnezeu sunt în mod indisolubile legate aceste două lucruri, în care ele nu pot fi separate niciodată. Sabatul și familia n-au fost instituite pentru evrei. Nu au fost date poporului Israel. Ele au fost date omului la creație, când încă planeta aceasta era în toată splendoarea și frumusețea ei, când ea ieșise din mâna Creatorului, când Dumnezeu a terminat lucrarea, când Adam a fost adus la viață înaintea lui Dumnezeu și l-a văzut pe Creatorul său. Dumnezeu i-a pus în față acest sabat, această instituție, ca el să se oprească de la lucrurile lui și să mediteze la ceea ce a făcut Dumnezeu și să-L recunoască pe Creatorul său. Și Dumnezeu, înainte de a pune sabatul, i-a adus o soție pe Eva, care să formeze familia, cele două instituții, să fie indisolubile, să fie strâns legate, ca să reprezinte pe Dumnezeu. Familia reprezenta cu adevărat dumnezeirea pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Legătura dintre aceștia reprezenta familia cerească.
Sabatul îl descoperea pe Dumnezeu ca Dumnezeu creator al tuturor lucrurilor și stăpânitor al tuturor acestor lucruri, dragii mei. De aceea noi trebuie să ne întoarcem din nou la aceste lucruri, căci nu au fost date pentru evrei, căci Domnul Iisus Hristos i-a spus fariseilor și cărturarilor și preoților care la momentul acela îl învinuiau că Domnul Iisus a călcat sabatul, fiindcă Domnul Iisus nu îl încălca și îl deslega de legăturile omenești. Și spune la un moment dat evreilor, spune, sabatul a fost făcut pentru om, nu voi ați fost făcuți pentru om. Deci nu ați spus că sabatul a fost făcut pentru voi, evreilor. Nu spune că sabatul a fost făcut pentru o anumită națiune de pe pământul acesta. Și sabatul a fost făcut pentru om, adică pentru tot omul de pe pământul acesta care dorește să-și refacă închinarea, care dorește să trăiască într-o închinare curată înaintea lui Dumnezeu, care dorește să refacă altarele familiei de închinare înaintea lui Dumnezeu. Familia e un altar, sabatul e un altar, rugăciunea e un altar, cântarea e un altar, mâncarea e un altar, îmbrăcămintea e un altar, acțiunile noastre sunt un altar, care toate se unesc în marele altar care se aduce jertfa de închinare înaintea lui Dumnezeu, dragii mei. Acestea le cere Dumnezeu de la noi. În această zi, mai mult ca în oricare alta, ne este cu putință să trăim viața din Eden. Deci ne este cu putință să facem lucrul acesta, să trăim viața cum a trăit-o Adam și Eva în Eden, ca o familie unită, ca în sabatul lui Dumnezeu să ne întâlnim cu Dumnezeu, în zorii zilei de fiecare dată, Dumnezeu venea și se întâlnea cu copiii săi pe care i-a creat și izbucneau fiii lui Dumnezeu în cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu în revărsatul zorilor. Aveau închinarea față de Dumnezeu și după aceea plecau la lucrurile lor. Planul lui Dumnezeu era și este ca membrii familiei omenești să se unească în muncă și în studiu, în închinare și în recreere, tatăl ca preot al casei lui, iar mama și tata deopotrivă ca învățători și tovarăși ai copiilor lor către împărăția lui Dumnezeu. Însă rezultatele păcatelor schimbă condițiile de trai, au împiedicat într-o mare măsură strângerea lor la oaltă din cauza păcatului. Adesea tatăl de multe ori abia dacă mai vede fețele copiilor săi în cursul săptămânii, el este aproape complet lipsit de ocazia de a-și educa copiii sau însoți măcar copiii. Dar dragostea lui Dumnezeu a pus limită cerințelor trudei acesteia. El a pus mâna milostiva sa asupra sabatului, asupra orelor de închinare, în care noi să ne vedem familia și copiii, în care să medităm. Dacă toată săptămâna gândul meu este la alergare pentru a câștiga truda zilei, de ce în sabat să discutăm lucrurile acestea? Ar trebui ca în sabat să nu ne aducem aminte de aceea Dumnezeu griji lumești să dispară, să facem ca bucuria să se vadă pe fețele copiilor, a familiilor, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și să ne apropiem mai mult unul de altul. El își pune mâna milostivă asupra noastră tuturor. În ziua sa, el păstrează pentru familie ocazia comuniunii cu el, cu natura a fiecăruia cu ceilalți. Fericită este familia care poate să aducă în sabat, să se ducă în sabat la locul de închinare pe care l-a stabilit Dumnezeu. Așa cum Iisus și discipolii au mers rare ori la sinagogă, dar de foarte multe ori locul de închinare pe care îl stabileau înaintea lui Dumnezeu era pe câmpuri, de-a lungul malurilor, lacurilor sau prin drum brăvi în care ei se puteau aduna și se puteau închina înaintea lui Dumnezeu. Fericiți sunt tatăl și mama care își pot învăța copiii cuvântul scris al lui Dumnezeu cu ilustrații din imagine deschise ale cărții naturii ca să le prezinte înaintea lui Dumnezeu, care se pot aduna sub copacii verzi în aerul proaspăt curat pentru a studia cuvântul și a învăța cântări de laudă la adresa Tatălui de sus din ceruri. Eu vă întreb pe dumneavoastră în aceste timpuri, dacă nu ne vom pregăti să ieșim din orașe, dacă nu ne vom pregăti să ieșim din confortul și civilizația lumii acesteia, departe, în natură, vom putea noi să stăm sub copacii verzi,
Vom putea noi să stăm în aerul proaspăt și curat pentru a studia Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru a înălța cântări de laudă la adresa Tatălui nostru Ceresc. Putem noi să învățăm copiii noștri și pe cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu cu ilustrații din pagine deschise ale cărții naturii. Putem noi să facem lucrul acesta? Nu, dragii mei. Satana vrea să ne închidă, să nu-L vedem pe Dumnezeu în natura sa, să nu-L vedem cum cartea naturii reprezintă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu milostiv și plin de îndurare și de dragoste. Noi nu putem să-L mai vedem. Dumnezeu ne cere să facem ocaziile de închinare să fie deosebite prin cereri înaintea lui Dumnezeu. Câte minute sunt suficiente pentru o rugăciune publică obișnuită? Lucruri mărunte înaintea lui Dumnezeu, dar care au valoare, care au prioritate și putere. Spune cuvântul lui Dumnezeu, rugați-vă, rugați-vă din toată inima cu simplitate. Nu trebuie să facem rugăciuni lungi, publice lungi înaintea oamenilor, spune cum vă spuneam mai devreme. Să-i spunem Domnului nevoile noastre cu o simplitate venită din adâncul inimii noastre și să cerem împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu asupra noastră. Închinătorii trebuie să laude pe Dumnezeu cu arfa, cu chimbalul, iar muzica trebuie să aibă locul ei în chinările noastre și în serviciile noastre de închinare înaintea lui Dumnezeu. Eva, nu, scuzați-mă, dragii mei, nu știu de ce m-am dus cu gândul la Eva. Aceste lucruri vor spori interesul nostru pentru Dumnezeu și pentru refacerea închinării noastre pentru Dumnezeu. Când Dumnezeu este adus prin aceste mijloace aproape de noi, Dumnezeu ne va binecuvânta. Crezând în Dumnezeu noi ca oameni, ca El fiind creatorul cerului și al pământului, Dumnezeu va coborî lângă noi. Avem o experiență în care Corneliu l-a crezut căci Dumnezeu este creatorul cerului și al pământului. El își aducea închinarea lui, recunoașterea, autoritatea lui și căuta sfatul lui Dumnezeu în toate problemele vieții sale. Un om pe care noi îl numim păgân, un om pe care noi credem că el nu poate să aibă privilegiul de favoarea lui Dumnezeu, spune că el își aducea închinarea înaintea lui Dumnezeu. El credea că Dumnezeu este creatorul cerului și al pământului. El recunoștea autoritatea. El recunoștea sfatul lui Dumnezeu. El cerea sfatul lui Dumnezeu în toate problemele vieții sale. Dragii mei, aceasta a fost prezentarea pe care v-am adus-o în această dimineață, în care este timpul ca noi să ne refacem închinarea noastră față de Dumnezeu prin toate metodele și formele pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție. Prin toate lucrările vieții noastre trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Căci nu poți să aduci o jertfă înaintea lui Dumnezeu cu o meteahnă. Să nu poți să aduci un animal ca jertfă înaintea lui Dumnezeu cu un ochi scos să fie orb, cu un picior să fie olog, cu o bubă pe el sau pe cingine, sau cu o ureche ruptă sau strâmbă, că spune că nu poate să fie primit de Dumnezeu și el este adus ca o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Nici rugăciunile noastre nu pot să fie schilodite, nici cântările noastre nu poate să fie schilodite, nici altarele noastre nu trebuie să lipsească o piatră din ele, nici mâncarea noastră nu trebuie să fie schilodită înaintea lui Dumnezeu, nici îmbrăcămintea noastră, nici întâlnirile noastre să nu fie pline de glume și de distracții care să ne depărteze de Dumnezeu. Dumnezeu spune, trebuie să le faceți închinarea. Trebuie să vă întoarceți la planul pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru om în grădina Edenului, ca familia noastră, bărbatul și femeia, să fie unite împreună în sabatul lui Dumnezeu, să-L cintească pe Dumnezeu. Familia mare care vrea Dumnezeu să o aducă înaintea sa este poporul său de pe pământul acesta. Reprezintă soțul și soția și soțul și soția reprezintă pe Dumnezeu, care familia aceasta formează corpul lui Hristos. Și dacă noi suntem corpul lui Hristos, capul este cel ce comandă, capul ne dirigează. Dumneavoastră nu mergeți pe drum fără să vă gândiți și capul să vă spună mă duc la dreapta, mă duc la stânga, mă duc înainte, mă întorc înapoi, urc în sus, mă întorc, mă duc acolo să cumpăr, mă întorc înapoi acasă. Așa trebuie corpul acesta să răspundă la comenzile capului său care este Iisus Hristos Domnul nostru.
Și spune că bărbatul este capul femeii și capul bărbatului este Hristos și capul bisericii este Hristos, care El dorește ca închinarea aceasta să ne facă conștienți că și capul nostru este Dumnezeu și noi trebuie să ne supunem într-o închinare, la fel cum a avut-o Domnul Iisus Hristos față de Dumnezeu și l-a reprezentat prin viața sa, căci Dumnezeu locuia în el și chipul slavei lui Dumnezeu se vedea în viața Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu ne cheamă în aceste timpuri, înainte de închiderea Harului, ca noi să reflectăm în viața noastră chipul lui Hristos, noi să devenim Hristoși, să devenim asemenea Lui, căci El va veni să ia un popor de Hristoși de pe pământul acesta, adică oameni care se asemănă în totul lui totul după chipul Domnului Iisus Hristos, care a murit și a dat viața pentru ei, să se asemene asemenea Creatorului lor. Dumnezeu ne cheamă, căci este nevoie de schimbare, este nevoie de transformare, este nevoie să ieșim din ritmul lumii acesteia și nu vom putea să avem o închinare curată și să rezidim altarele lui Dumnezeu atâta timp, cum vă spuneam și aseară și v-am spus și mai devreme, până când nu vom ieși din cultura și civilizația lumii acesteia, să ieșim din orașele acestea și din tumultul lumii acestea, în umbrăvi, în păduri, sub copaci, în natura în care trebuie să respirăm aerul curat, în care să-L descoperim și să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dragii mei. Vă doresc în continuare o zi binecuvântată de Dumnezeu, un sabat plin de pace și bucurie și liniște. Intrați în odihna lui Dumnezeu cât încă se mai poate, în care iudeii n-au vrut să intre, dragii mei. Iudeii au păzit sabatul, dar n-au intrat în odihna lui Dumnezeu. Și când nu intri în odihna lui Dumnezeu, oprindu-te doar de la lucrurile tale, încalci sabatul lui Dumnezeu și faci o păzire a sabatului doar de reguli și de impuneri dorite de tine și nu de Dumnezeu. Aceea vă doresc să intrați în odihna sabatului lui Dumnezeu. Vă doresc mai departe celor care merge să mâncați poftă bună, nu poftă mare, căci la poftă mare ne putem îmbuiba, ne putem depărta de Dumnezeu, ne putem îngreuna stomacul și mințile fără să avem o gândire închinare curată față de Dumnezeu. Și după amiază, dragii mei, la orele 4 Spania, 5 România, ne vom întâlni din nou cu mesajul lui Dumnezeu, dar să venim cu o dorință de schimbare, cu o dorință de a cunoaște voia lui Dumnezeu, cu o dorință de a schimba sistemul de închinare, cu o dorință de a schimba timpul de închinare după voia și dorința lui Dumnezeu, după dorința de a reface altarele de închinare care au fost dărâmate și pietrele din altarele acestea au fost doborâte la pământ. Dumnezeu spune, refaceți altarele, aduceți jertfele plăcute înaintea mea pe altarele acestea ca să pot să primesc jertfa aceasta și aprobarea lui Dumnezeu să se vadă printr-un foc care va cade, să mistuiască jertfa de pe altare, să coboare Duhul Sfânt peste noi, să ne binecuvânteze cu Duh Sfânt, cu foc, ca să putem să fim întăriți, să fim pregătiți pentru timpul care ne stă în față. Domnul cu noi cu toți, până când ne vom întâlni din nou, dragii mei, Harul lui Hristos, dragostea Tatălui și împărtășirea Duhului Sfânt să ne însoțească pe fiecare dintre noi, căci este timpul de trezire.